Unde îți vei petrece vacanța anul acesta? Să știți că din lipsă de timp, anul trecut am fost numai în România. La ce am proiectat ca muncă și business anul ăsta, cred că tot România scrie pe mine. Anul ăsta vă spun că mi-e dor să-mi duc copilul la Maramureș. El a fost de când avea un an, doi ani, trei ani și mi-a spus că în ultimii doi ani n-am mai reușit, că la fel reclamă timp mai mult, dar anul ăsta i-am promis că mergem din nou Maramureș. Ca să recunosc că așa deschis, unde îmi zice soția. Anul trecut am mers într-un resort în Antalya. Anul acesta voi încerca să sparg vacanța sau sejurul de câteva zile, 4-5, în câteva city break-uri sau în fine perioade mai scurte cu destinații românești. Și da, Delta Dunării este în mod cert pe listă. Unde vă petreceți vacanța anul acesta? Este greu de spus pentru că de obicei în Europa eu prin prisma obiectului muncii, afișei postului, plec destul de des din România și atunci Marea Britanie, Spania, Franța, Statele Unite sau Japonia sunt destinații în care de obicei ajung cu munca și câteodată mai merge și familia cu mine și atunci vacanța este greu de definit ca destinație precisă. Dar de fiecare dată, cel puțin un concediu în România trebuie să-l fac. De obicei merg la munte vara pentru că în timpul verii avem litoralul și iarna tot așa câteva zile la munte. Dar prefer... Stațiunea anume, o destinație anume? Nu, de obicei prefer Valea Prahovei. Anul acesta, ca o noutate, am fost în Maramureș și este prima oară. Îmi pare rău că nu am ajuns până acum, dar am găsit o zonă excepțional de frumoasă și, într-adevăr, Maramureșul rămâne o zonă atipică pentru tradițiile pe care le au. Anul acesta mi-am propus să plec în Turcia, în Kuşadasi. O să plec undeva la sfârșitul lunii august și e pentru prima oară când o să plec în Kuşadasi și sper să fie ok pentru mine. Se spune că oamenii de turism nu prea merg în vacanță, așa că vă întreb, unde mergeți în vacanță anul acesta? Eu sunt mare consumator de vacanțe și de obicei nu îmbin utilul cu plăcutul, respectiv partea de muncă e parte de muncă, partea de vacanță mi-o fac cu familia și este strict vacanță. Am un model oarecum original în sensul în care fac vacanțe multe în fiecare an, de obicei în țară scurte, 2-3 zile și se întâmplă de cel puțin 6-7 ori pe an. Destinația nume? Merg foarte mult pe Valea Prahovei pentru că mi este foarte, foarte aproape. Am mers mult pe Valea Oltului, de exemplu, și în Bucovina, în nordul Moldovei, de asemenea am mers foarte, foarte mult ca destinații preferate, nu în ultimul rând Delta. De câțiva ani merg în Delta de cel puțin 3-4 ori pe an. În afară lucrurile sunt diverse, ca să zic așa. Pentru anul ăsta, de exemplu, am fost plecat dacă e să vorbim concret, ok. Am fost plecat într-un circuit Singapore, Thailanda, Malaysia de aproape 2 săptămâni. Am avut de asemenea o săptămână de schi în Franța și m-am programat în acest moment o vacanță în Cuba și una în Japonia. Îmi doresc să ajung pe meleagurile copilăriei în Maramureș și în Sighetul Marmației. Cred că va fi undeva afară, deși noi promovăm foarte mult România, promovăm litoralul românesc al Mării Negre, promovăm stațiunile balneo, nordul Moldovei, Transilvania. Desigur, trebuie să mergem într-un loc romantic cu soția. Te-ai gândit la ceva, nu? Trebuie să mă consult cu soția mai întâi, desigur, dar probabil undeva în Europa, o destinație europeană. Anul acesta voi petrece vacanța în Grecia, în Kalamata, în Peloponez. Probabil în Grecia, dacă ne referim la extern. La intern merg des în Delta Dunării, că îmi place foarte mult. Merg la Constanța, că e la o oră și ceva distanță, și pe Valea Prahovei. Cam aici sunt locurile unde merg în țară. Dar afară, cred că anul ăsta vom merge în Grecia. Nu știm încă sigur, trebuie să mă hotărăsc. Păi numai ce am venit, am fost la Brașov, că tot vorbim de sezonul de iarnă. La vară, bineînțeles, voi fi la Crișan, la Sulina, pe plan local, pe plan tulcean. Oriunde, nu. Oriunde. Și în țară îmi place foarte mult și în țară, pentru că avem o țară frumoasă. În România nu m-am decis unde, dar undeva într-o zonă liniștită să ne încărcăm bateriile. E o destinație preferată, așa, dacă ar fi să, eu știu, să dăm idei și altora, poate?
România e fascinată, fascinantă din toate punctele de vedere și peste absolut peste tot găsim locuri inedite în funcție de sezonul când ne luăm vacanță. Nu m-am gândit încă, știu că este foarte târziu, ar trebui și eu, ca mulți români și ca majoritatea europenilor, să-mi fac planuri din timp. Oriunde voi ajunge, voi ajunge prin intermediul unei agenții de turism. Vreau să las bătăile de cap în grija unui agent de turism.